Angajații din învățământ sunt în a treia săptămână de grevă generală, iar protestele continuă și mâine la București, deci și greva generală. În acest context, probele de competențe din cadrul examenului de bacalaureat se vor susține în perioada 14-23 iunie și nu din 12, așa cum era inițial. Deși înscrierile candidaților la bacalaureat se prelungesc până pe 13 iunie, a fost prelungit și termenul de înscrieri pentru evaluarea națională tot până pe 13 iunie, iar mediile pentru clasele finale se pot încheia până atunci. În ceea ce privește celelalte clase, nu se impune în acest moment modificări în ceea ce privește desfășurarea activităților de final de an școlar. Și probele pentru examenul de bacalaureat, sigur că pentru toate probele din cadrul examenelor naționale avem nevoie de colegii noștri profesori în funcție de numărul de elevi înscriși la examenul respectiv. Dacă ne raportăm la listele pe care le-am întocmit în urmă cu aproape două luni, conform calendarelor, în județul Hunedoara, așa cum s-a întâmplat și în anii școlari anteriori, întotdeauna am avut suficienți colegi, suficiente cadre didactice care să facă parte din aceste comisii. Deocamdată, sindicatele din educație nu sunt convinse că guvernanții își vor respecta angajamentele luate pe hârtie și cer garanții reale că articolele stipulate în memorandum nu vor fi uitate, ca în anii precedenți. În consecință, vor organiza al treilea mare protest al profesorilor la București, vineri 9 iunie, la care sunt așteptați 20.000 de participanți.